Ce bine era dacă după Roman 6, Pavel trecea direct la Roman capitolul 8. La lucrarea plină de energie și de transformare pe care Duhul Sfânt o aduce. Adevărul e că mulți creștini nu prea știu ce se facă cu acest capitol. Zăbovirea, divagația nejustificată din punctul nostru de vedere, nu face decât să ne arunce într-o confuzie și mai mare. După sfințire era logic să vină izbăvirea, nu agonia. Sunt absolut convins că ai trăit sentimentul acesta să citești Roma, roman capitolul 7 și poate să-l și abandonezi. O să zici, mă, ăștia au așa un dar să complice lucrurile, nu le-ar putea și ei livra așa un pic mai simplu, mai accesibil pentru noi oamenii? Oare cum poate un creștin aprecia cântări mărturia lui Pavel din acest punct? Cine este nenorocitul, ființa nefericită despre care vorbește la final? Mai poate un creștin experimenta o asemenea sfâșiere interioară? Ca și cum ar fi uitat de pacea, bucuria, speranța, perseverența de care ne vorbise deja în capitole 5 și 6 oricât de întortocheații s-ar părea până la urmă acest text, te-aș invita la un exercițiu de imaginație pe care să îl păstrezi pe parcursul acestei dimineți. Cum crezi că ar arăta romani fără capitolul 7? Dar viața creștină, procesul sfințirii. Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, trebuie să intri, să te lași purta de gândurile, trăirile interioare ale Apostolului Pavel. E absolut obligatoriu să intri în logica lui pentru a te întâlni cu propriile întrebări. Și întrebarea de care se folosește pentru a ne elucida lucrurile este aceasta. Care este locul legii în procesul sfințirii odată ce Hristos a venit și a inaugurat noua era. Așa aflăm din Evanghelii, așa începe lucrarea Mântuitorului. Împărăția lui Dumnezeu e aici. Este un moment de cumpănă în istorie, în planul lui Dumnezeu, în derula derularea lucrurilor din perspectiva împărăției. Și atunci, ce loc mai are legea în toată povestea asta? Este creștinul sub lege, fără lege, sau împotriva legii. Deși nu provenim dintr-un context evreiesc, mulți poate venim dintr-un mediu rigid sau am avut parte de o educație mai riguroasă și știm foarte bine ce înseamnă costumul în care suntem forțați uneori să umblăm, să ne mișcăm. Oare ce am învățat despre noi în tot acest timp, purtând aceste straie ciudate? cât bine sau, din potrivă, cât rău ne-au făcut. Cumva, toată frământarea pe care capitolul 7 o desfășoară în fața noastră poate fi redusă în această tensiune. Legea lui Dumnezeu versus legea păcatului. Pentru a înțelege secvențialitatea ordinea în care Pavel își construiește prin următoarele paragrafe, am putea contura următoarele trei repere. În prima parte, Pavel numește legea un stăpân nemilos sau un soț imposibil. Următoarea etapă spune acest soț imposibil scoate cei mai rău din mine și în la final ne spun atunci poate că problema nu e la el, cât la mine. Acum e o mică confuzie. Vei observa că legea e la feminin. Așadar ne putem juca fie cu el, fie cu ea. Deși textul ne spune că el moare, nu ea moare, nu legea. Chiar și pentru cineva care predică, un text de genul acesta poate să îți, îți inducă un nivel de frustrare, gândindu-te la felul în care oamenii se pot conecta la un argument atât de întortocheat, cum ne prezintă Apostolul Pavel. s, -s convins că cel puțin ispită, dacă nu chiar abandonul ați trăit, citind sau recitind acest capitol 7, mai ales că senzația noastră e că noi nu mai avem de-a face cu legea prea mult în experiența noastră de credință. Tocmai de aceea ne prinde foarte bine să prindem tonul sau accentul pe care Pavel îl propune. Așadar, o să încerc să subliniez câte un cuvânt din fiecare paragraf ca să ne fie un pic mai ușor să digerăm tot ceea ce ne prezintă el. În prima parte, accentul este acesta. Nu știți că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Mai departe, spune, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Cunoașterea păcatului prin instrumentul legii. Și trei, la final. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Ceea ce mă tulbură pe mine, parcă pentru prima dată am citit acest text, este că Apostolul Pavel la final ne expune inima lui și ne întreabă care e mai tare, legea lui Dumnezeu sau legea păcatului în practică cum funcționează lucrurile. Și ăsta e un element extraordinar de profund și de provocator în lectura acestui capitol. Pavel spune, suntem izbăviți de lege, suntem scanați de lege, suntem biruiți de o altă lege. Roman 7, de la 1 la 6, primul segment. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. O femeie măritată este legată prin lege de soțul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare soțul, este dezlegată de legea soțului ei. Dacă deci câtă vreme soțul ei este încă în viață, ea se căsătorește după altul, ea se va numi adulteră. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă față de lege și nu se va chema adulteră dacă se mărită după altul tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos. Dacă ai fi evreu și ai auzi afirmația aceasta, ți-ar veni să arunci cu ceva după el. Atât de șocantă putea să fie afirmația aceasta. Ați murit față de lege prin trupul lui Hristos ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat dintre cei morți, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci atunci când trăiam sub firea pământească, patimile păcatelor, fii atent, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte, nici de cum pentru viață. Dar acum am fost eliberați de lege și suntem morți față de legea aceasta pentru o doua oară, astfel încât să slujim lui Dumnezeu înnoiți prin Duhul și nu după vechea literă a legii. Cuvântul care te introduce în atmosfera mentală-emoțională a lui Pavel este acest cuvânt, autoritate sau stăpânire. Nici nu încape în discuție. Acesta e termenul prin care este definită relația, raportul nostru cu legea. Una de stăpânire, una de ascultare, în care pretinde, în care cere, în care ne invită. Forma interrogativă, nu știți, care domină structura capitolului 6, face, la, face apel la puterea aducerii aminte. Există o ispită teribilă în a uita, în a neglija lucrurile importante. De aceea avem nevoie să ni se reamintească mereu. Poate că oamenii au nevoie nu atât să li se spună, cât să li se reamintească care sunt lucrurile importante. Îi... Un context din care Apostolul Pavel prelucrează pentru toată lumea implicațiile covârșitoare ale acestei învățături. Iar stăpânirea e nuanțată prin imaginea legării, a deslegării, a eliberării. Ați observat de câte ori se repetă. E legat, e dezlegat de legea căsătoriei și așa mai departe. Lucru pe care îl putem învăța din start este că legea pretinde, impune o loialitate neîmpărțită. Așa se prezintă în viața noastră. Îți cere ascultare, îți cere loialitate, fidelitate deplină în tot ceea ce faci, în tot ceea ce gândești. Așa cum zice autorul psalmului 1, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Într-un limbaj foarte familiar pentru cei care proveneau din contextul iudaic, principiul rabinic repetat de nenumărate ori sună în felul următor. Dacă o persoană a murit, ea a devenit liberă față de Tora și împlinirea poruncilor, dar nu înainte de momentul acesta. Moartea este cea care pune capăt supremației, obligativității de a împlini și de a asculta de legea Domnului. Sau, cum spuneau rabinii, o femeie căsătorită își dobândește libertatea în două modalități prin cartea de despărțire sau prin moartea bărbatului, prin, mo prin moartea soțului. Cu alte cuvinte, era foarte clar pentru orice persoană cât de cât familiarizată cu matricea iudaică cum stau lucrurile. Și Apostolul Pavel construiește pe această realitate și ne spune, viața trece prin moarte. Iar moartea lui Hristos pune sub semnul întrebării orice altă loialitate. Acesta e adevărul central al întregului capitol. Orice altă adeziune, loialitate din univers, din cosmos, din această lume, este chestionată de această intersecție cu legea lui Dumnezeu și cu experiența căsătoriei noastre cu Domnul Isus Hristos. Sen sentimentul neliniștitor cu privire la abordarea lui Pavel este această ambivalență pe care o trădează față de lege. Aspectele pozitive și negative. Poftim. Legea este bună, dar neputincioasă. Descoperă, dar nu acoperă păcatul. E sfântă, dreaptă și bună, dar ne și atâță la păcat. Ce faci cu un astfel de cuvânt? Cum te raportezi? Cum îl înțelegi? Cum îl asimilezi? Deopotrivă, duhovnicească, și aducătoare de moarte și blestem, desfătare și kin. Acea love-hate relationship. Și toate aceste cuvinte nu sunt invenția personală, ci sunt cuvinte colectate doar din capitolul 7 pe care l-am citit. Însă afirmația care șochează cel mai mult este că un creștin a murit față de lege. Și pentru orice evreu, lucrul acesta era mai mult decât putea suporta cineva. Nu ne miră obiecțiile pe care le aduce împotriva Evangheliei Apostolului Pavel și el trebuie să fie foarte clar și precis în momentul în care le elucidează. Pentru orice evreu, afirmația acesta era greu de digerat să pui în aceeași categorie mort față de păcat, față de lume, față de lege. Parcă legea stă de partea răului în lumea noastră, nici de cum de partea binelui. Cineva făcea o remarcație, cineva făcea o observație remarcabilă și anume că a nega răul este probabil cel mai periculos tip de gândire. Prin negarea răului, oamenii n-au făcut decât să umple lumea de el. Din punct de vedere istoric, cele mai mari atrocități au fost provocate de oameni care, orbiți de realitatea de plină a răului și crezând că fac binele, au răspândit răul în, uh, rău în numele eradicării lui. Câteva exemple. Comunismul. Dezideratul a fost omul nou. Și nu ne miră că au fost intelectuali, oameni care la început i-au acordat adeziune, au crezut că o să iasă ceva bun. Observați o ideologie cum te poate strica de cap. În lume, la ora actuală, există o seducție cu privire la această idee. Pe mine nu mă miră cine a trăit o perioadă sub comunism, înțelege cum stau lucrurile. Cine n-a avut de-a face cu așa ceva, s-ar putea să-i facă cu ochiul. Cruciadele. Observați implicația creștină în toată povestea asta. Idealizarea omului, perfecționismul, dacă ar fi să luăm un cuvânt actual care eu cred că ne introduce senzația mea e că atunci când citești despre lege, nu simți că există o mare tracțiune între tine și text, că ți-ar aduce ceva extraordinar spre învățătură. Dacă îl privești, textul din perspectiva perfecționismului, mai ales dacă ai avut de suferit de pe urma lui, lucrurile stau cu totul altfel. Fiecare dintre noi știm ce înseamnă să fii exasperat de reguli, de rigiditate. Fie în relația soț-soție, fie în relația părinte-copil. Că un pahar trebuie să stea acolo și nu în altă parte. Știți cât de dureroase? Cât de mult îți tensionează o relație, o astfel de abordare? Ei, aici ești acasă, în textul Apostolului Pavel. Și până la urmă rămâne o întrebare extraordinar de importantă. Oare perfecționismul este drumul spre rai sau spre iad? Cred că ar merita să facem o paralelă interesantă între perfecționismul nociv și varianta lui mai sănătoasă, mai normală. Iată o paralelă între perfecționism și excelență. Unul este idealist, celălalt este realist. Unul râvnește imposibilul, celălalt realizabilul. Frica de eșec domină inima. Comportamentul, identitatea perfecționistului, opțiunea succesului este cea a omului care caută excelența. Da, s-ar putea să mă întâlnesc cu succesul. Uh, unul este axat pe rezultat, celălalt este atent la proces, la ceea ce se întâmplă pe drum, pe parcurs. Trebuie să fii cel mai bun. Cel care urmărește excel excelența spune. Trebuie să urmăresc, să fac cei mai bine. Vede viața ca o amenințare sau ca o provocare care merită să te iei la trântă cu ea. Unul urăște critica, celălalt îmbrățișează critica. Niciodată nu e simplu să îmbrățișezi critica. E o chestie care foarte, foarte. mai ales unii, avem o sensibilitate aparte la așa ceva. Unul este obsedat de greșeli, celălalt învață din greșeli. Nu mai poți scăpa. E aceeași bandă care se învârte, ce ai greșit, ce ai făcut, nu mai poți trece. Rămâi blocat acolo. Sentimentul valorii vine din ceea ce face sau din ceea ce este. Ceea ce ești te duce într-o zonă mult mai profundă de apartenență, de ființare. Și unul este un maniac al controlului, celălalt oferă, își oferă sie și celorlalți libertate. Ei, lucrurile astea ne pot pune pe gânduri, dar ne ajută prin comparație să ne situăm, cel puțin să ne vedem înclinație, fie pe una, fie spre cealaltă. Spre exemplu, nu e simplu să faci o distinție între a fi idealist și realist. E mult, mult mai complicat din punct de vedere practic. Noi ce, de ce formă de perfecționist suferim? Cât de tare ne afectează pe noi și relațiile noastre? Până la urmă, această atracție față de lege și ordine există într-o formă sau alta în fiecare dintre noi. Nici unul dintre noi nu scapă până la urmă de această atracție și de această interacțiune cu legea și ordinea. Ceea ce diferă însă este modul în care ne raportăm la ea, percepția ei în viața noastră. Și asta e capital pentru un creștin și pentru Apostolul Pavel. Și există trei variante cu privire la raportul nostru față de lege în care ne putem regăsi fiecare. Pe de o parte este legalismul, pe de altă parte este antinomismul. Și cea de-a treia variantă este libertatea. Legalismul este acea atracție, relație bolnăvicioasă cu legea, acel comportament obsesiv-compulsiv, în care ești în prinsoarea ei, în care nu ai siguranță decât în un anumit regim, în anumite reguli, într-o anumită strictețe. Asta îți conferă ție identitate și libertate. De altă parte, sunt cei care reacționează, care ripostează din toți rărunchii în fața regulilor impuse, aduse în viața noastră. Și cu cât regimul în care am crescut a fost mai strict, cu atât reacția și tendința spre anarhie va fi mai mare. E foarte ușor să treci de la un pol la celălalt. Însă Apostolul Pavel nu propune, condamnă, de asta e atât de greu de înțeles. Și foarte ușor îl poți uh, trăda și să spui că el zice ceva ceea ce nu zice, de fapt. Să-l răstălmăcești. Și Apostolul Pavel spune, atitudinea corectă în relația cu legea este libertatea pe care ți-o aduce Hristos. E o atitudine corectă, un raport echilibrat în care Hristos îți domină viața. Uitați-vă în Galaten, care este una din primele scrisori ale lui Pavel, în capitolul 5 cu 13, cât de clar este. Voi ați fost chemați la libertate. Fraților, însă nu faceți din libertate un prilej. Observați, ușurința cu care putem aluneca, cu care putem derapa, ca să trăiți pentru fire, ci slujiți-vă unii pe alții prin dragoste. Libertatea creștină este rotul predării noastre iubirii sacrificiale a Lui Hristos. Asta ne scapă de sub regimul legii, de sub judecata legii, de sub cerința aspră, dominatoare a legii. Iubirea sacrificială lui Hristos. Textul de față face cât se poate declara în versetul 4, trecerea noastră prin moarte. Tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a fost înviat dintre cei morți și asta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Acesta e gândul central. Ați murit ca să aparțineți altcuiva, trup și suflet. Pavel merge mai departe. Oare îndrăznim să-l urmăm? Roman 7, de la 7 la 13. Următorul pas în disputa cu legea este faptul că, în loc să pună capăt păcătuirii noastre, nu face decât să înrăutățească, de fapt, lucrurile. Încă o dată, Apostolul Pavel își întărât audiența prin această precizare, că legea stârnește, provoacă, nu face decât să trezească la viață rău din noi. De ce vom zice? Legea este ceva păcătos? În niciun caz, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Se repete nor de mult instrumentalizarea asta a legii, a păcatului în viața noastră. De exemplu, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și-a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Pentru că fără lege păcatul este mort. O dinioară, fiindcă eram fără lege, oare la ce se referă? La eul adamic? Adam, înainte să primească porunca legii, E un mozaic, înainte ca să vină legea de la Sinai, fariseic? Probabil e o combinație de factori. Dar Apostolul Pavel spune, odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, fie atent, păcatul a via și eu am murit. Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit taman moartea. Căci păcatul prinzând prilejul prin poruncă m-a amăgit și tocmai prin poruncă m-a lovit cu moartea, așa că legea negreșit este sfântă, dreaptă și bună, spune Apostolul Pavel. Gândul care derivă de aici este că nu știi ce înseamnă puterea răului decât în fața unei interdicții. Spune unui copil să nu se atingă de sobă sau de uh, device-ul sau de un alt lucru din casă. Întoarce-te și vezi cum reacționează. Dar e un instinct natural în oricare dintre noi. Tentația cea mai mare o simți în momentul în care ceva ți se interzice, ți se ia. Să încerci, să vezi ce se întâmplă dacă faci lucrul respectiv. Interdicția dă în vileac tot ceea ce este mai fragil, mai rău, mai plăpând în ființa noastră sau structura noastră interioară. Augustin recunoaște în confesiunile sale cât de puternică este atracția față de rău? O scrie undeva la maturitate, 50 și ceva de ani avea, când scrie confesiunile și își repovestește viața la o dimensiune subterană greu de imaginat. Așa cum se vorbește despre el, el descoperă vastitatea Sufletului. Este uluitor ce poate să descrie, să scoată la lumină prin această carte. Și el își aduce aminte de un episod din copilărie, când împreună cu niște băieți, niște prieteni a furat. Și el descrie ce folos am avut odinioară nefericitul de mine de la cele fărădelegi de care roșesc acum doar amintindu mi -le. și mai cu seamă de acel furt în care nu iubeam nimic decât furtul ca atare. Plăcerea de a face rău, de a transgresa anumite granițe, care e complicată de următoarea realitate, plăcerea și întovărășirea. Și mai zic doar atât din ceea ce spune el, care mi se pare fascinant și prin forța de expresie și a realității de care dă socoteală. N-ar fi fost nevoie să atâți mâncărimea poftei mele zgândărind sufletele complicilor la furt. Același cuvânt pe care îl folosește Pavel. A atâța pofta și a zgândări și viața altora înspre rău, înspre stricăciune. Legea de opotrivă atâță și dezvăluie perversitatea răului din noi. Păcatul, zice Pavel, seamănă cu un parazit care se agață de lege, iar rezultatul este fie neutralizarea, fie pervertirea funcției pe care ar fi trebuit să o aibă în mod normal. În loc să ne aducă viață, ne insuflă o travă. Așadar, apostolul Pavel apără de calomniatori atât Harul, cât și legea. În Roman 6 el demonstrează că în niciun caz Harul nu încurajează păcatul, iar în capitolul 7 ne demonstrează că legea este duhovnicească, nici de cum păcătoasă. De cele mai multe ori subestimăm puterea răului și a păcatului, doar atunci când luăm în serios legea lui Dumnezeu, Ceea ce pretinde ea, realizăm cât de mare e neputința noastră. Cei de la YouTube au o piesă fascinantă, Acrobat. Acrobatul și primele cuvinte din piesă sună în felul următor. Nu crede ceea ce auzi, nu crede ceea ce vezi, închide ochii și vei simți dușmanul. Este o provocare formidabilă cu privire la ceea ce definim noi când înseamnă realitatea. Ne uităm la ce izbește privirile, dar uneori există dimensiuni de care habar nu avem la cât pot fi de insidioase și de periculoase. Deși cred că descrie tentația naționalismului care i-a învrășbit pe concetățenii lui, el vorbește de fapt la un nivel mult mai profund biblic, exact cum ne descrie Pavel. Poate că asta e o imagine de a închide ochii și de a tresări la dușmanul din tine. Cam așa ar trebui citită ultima parte din Roman, capitolul 7, de la 14. Știm, observați, convingerea comunitară cu care vorbește în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, auleu, sclav păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ceea ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună, logic. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și acum treci de la plural la singular. Și îți crește mai mult tensiunea. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, virgulă, unul dintre cele mai importante detalii ale întregului capitol. Dacă era punct, nu știu care e percepția pe care ar fi trebuit să o avem despre noi. Cei, adică, în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă săvârșesc ceea ce nu vreau, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Observați repetiția, ci păcatul care locuiește în mine. Și acum concluzia cea mai grea a întregului pasaj. Găsesc dar în mine, zice Pavel, legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este prezent în mine fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd, ce vedem noi când privim? Văd în mădularele mere o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține sclav legii păcatului care operează în mădularele mele. O nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi? După sinele dezlegat de lege, sinele dezvelit în fața legii, urmează sinele scindat între două legi. Între dorință, dorința de a face binele și neputința de a împlini ce cere Dumnezeu. Sincer, mă îndoiesc că un om care n-a primit lumina Duhului Sfânt poate avea parte de o așa sfâșiere lăuntrică. Dar, pe de altă parte, cum poate un creștin să dea socoteală de o asemenea stare? Marea problemă este că în contextele în care ne aflăm ne vine foarte greu, când trecem prin momente de, de, de genul acesta, să acceptăm că ele mai pot fi parte din viața unui creștin. Asta ca să vedeți cu câtă ușurință ne auto -iluzionăm. Și că am vrea cu ușurință să evacuăm, dacă se poate, agonia din procesul sfințirii. Cum ar trebui înțeleasă această tranziție de la agonie la extaz? La acea explozie de recunoștință, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Inevitabil întoarcem la mesajul capitolului 6. Fără Hristos, acest sine, nu este decât o marionetă a păcatului care locuiește în mine și mă domină. Acesta e mesajul central din ultima parte a capitolului 7. Însă legătura cu capitolul 6 este evidentă. Este liberarea de păcat una de drept sau și de fapt. Trăiește un creștin doar izbăvirea de sub pedeapsa păcatului sau și de sub puterea păcatului. Cred că cel mai important e de contabilizat implicațiile practice pe care un astfel de capitol le are pentru viața unui creștin. În primul rând, ne vindecă de iluzia succesului. Lumea în care trăim ne strică de cap. Cartea lui Brădățan, Elogiu Eșecul, este cât se poate de convingătoare. Succesul este de suprafață, exterior, lucrurile care ne remodelează viața, și ne pot da varianta cea mai bună, vin din eșecuri, din probleme, din situații insurmontabile. Asta e adevărata viață pe care muritorii o trăiesc pe pământul acesta, sub soare. După cum recunoștea cineva care avusese probleme cu unul dintre magazinele pe care le deschisese și o zis, am învățat mai mult din acel unul care n-a funcționat decât din tot ceea ce știam despre funcționalitatea unui astfel de magazin dinainte. Observați, lucrurile care nu merg au putere să ne remodeleze viața, să ne ofere un alt angajament, o altă perspectivă. Pentru că lucrurile astea ne trezesc la realitate, ne oferă acel imbol nebănuit, ne oferă o perspectivă mereu proaspătă. Mai rău decât eșecul poate fi doar absența lui. Și atitudinea, convingerea de la finala lui Pavel este zdrobitoare. În al doilea rând, ne face conștienți cu privire la abisul din noi. Parcă pentru prima dată am citit aceste cuvinte. Onestitatea cu care Pavel vorbește. Cum înțeleg lucrurile, fiecare dintre noi ne aduce aminte după ce ne-am întors la Dumnezeu, îi bucuria, eliberarea pe care am simțit-o cu adevărat din partea lui Dumnezeu dar marea problemă e că noi o viață întreagă avem anumite trasee deja scrise în a ne comporta, tot felul de motivații amestecate. E, lucrurile astea niciodată nu se schimbă peste noapte. Cât ai da un clic, imediat ești varianta imaculată a sfințenii, a transformării, a schimbării pe care Dumnezeu o face. E mai degrabă o identitate în lumina căreia trebuie să înveți să străiești viața de fiecare zi. Ce nivel de conștientizare exprimă Pavel în textul acesta? Cineva care a citit cartea lui Brădățan mi-a dat un feedback și mi-a plăcut atât de mult ce spunea. Să te lupți cu eșecul este ca și cum ai încerca să lupți cu valurile. Te duce la epuizare și la moarte. N-ai nici o șansă Aduți aminte de ultima situație în care ai fost la mare și ai trăit spaima că te-ai putea îneca. Să vezi cât de acut și de agonizant poate să fie acest sentiment. Un autor extrem de respectat pe tema iertării, la un moment dat face următoarea confesiune cu privire la cei băieți care au intrat în casa mamei și au ucis-o cu brutalitate. El s-a speriat în momentul în care mintea lui a început să apară, să încolțească gânduri de răzbunare. Și a zis, mă, ea, s trezit într-o situație de felul acesta și s a speriat, dar eu am început să premeditez, să gândesc, să planific rău pe care le, îl voi face. Și a fost un moment care a empatie și a oferit putere ca să ierte și să tre treacă mai departe. Asta ca să vedeți cât de vulnerabilă este inima omului în fața răului, cât de adânc poate să fie acest rău în viețile noastre. 3. Ne inițiază în agonia sfințerii, ne duce mai departe. Uh, Chesterton spunea, oamenii mici au impresia că sfințenia este plictisitoare. Asta e cea mai gravă iluzie cu care poți să intri în botez, în comunitate că sfințenia, sfințirea îi așa floare la ureche, că nu vei trece tu așa prin momente grele de agonie, de zdrobire, nici vorbă. Nu există altă cale. Cam asta ne arată capitolul pe care îl citim. Calea sfințirii este mult mai anevoioasă decât pare la prima vedere. Există atâta superficialitate în felul nostru de a privi lucrurile deoarece ne comportăm ca și cum n-ar exista acest capitol în Biblie, dar dacă nu era, oare cum ne autoiluzionam? Vă mărturisesc că este un lucru foarte personal. Au fost momente în care singurile rugăciuni pe care le îndreptam înspre, înspre cer erau acestea. Ai milă de mine? Ajută-mă să mă port demn? Învață-mă să fiu corect? dăm putere să fac lucrurile pe care vrei, chiar dacă n-am nicio înclinație, ajută-mă să discern și să văd bine lucrurile. Să nu crezi că e scutit în vreun fel. A patra implicație ne predă fericirea de la capătul puterilor. E un studiu de caz în care Pavel ne învață ceea ce ne-a învățat Mântuitorul. Prin prima fericire. Ești fericit când ajungi la capătul puterilor. De ce? Fiindcă îi place lui Dumnezeu așa să te chine, să întindă corda până e gata să pleznească. Pentru că până nu se elimină toate variantele de pe masă, câtă vreme tu consider că mai ai un punct de sprijin, că apelezi la proptele în viața ta, tu nu ești convins că doar puterea, lucrarea lui Dumnezeu te poate ajuta într-o anumită situație. Și asta spune Pavel. De aceea, după agonie, e momentul ăla de recunoștință. Pentru că doar Dumnezeu ne este îndeajuns în viață, în situațiile prin care trecem. Dacă ar fi să alegem un alt exemplu din Biblie, un alt mare om al lui Dumnezeu, am putea vorbi de David, fără nicio ezitare. Psalmul 51 cu 17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Sau în psalmul 34, cu 18. Domnul este cum? Aproape de cine? De cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. Asta înseamnă să ți se predea fericirea de la capătul puterilor. Nici legea, nici voința, nici educația aleasă, nici tradiția nu se pot opune unor astfel de forțe, spune Pavel. Acesta e adevărul indubitabil, categoric, pe care ni-l predă, pe care ni-l aduce în atenție. Și nu în ultimul rând ne lămurește cu privire la puterea onestității. Nu știu cum aș putea striga mai tare adevărul acesta ca să-l auzim. Onestitatea este cea mai sigură cale înspre împărăția lui Dumnezeu. Când simți că ai îndoiel să nu zici că nu ai, când ai bucurie să trăiești bucurie, și în momentul în care simți că ceva nu funcționează, să nu ignori, să nu negi, să nu treci peste, ci să acorzi atenție acestor lucruri. Un exemplu potrivit este cel al patriarhului Iacov. După 20 de ani, în Geneza 32, se întoarce la fratele său, Esau. Îi trimite vorbă. Primește vorbă că vine înainte lui cu peste 400 de oameni. Și îl apucă disperarea. Și o noapte întreagă spune probabil e coresponderul rugăciunii, că s-a luptat cu un trimis al lui Dumnezeu, cu îngerul Domnului. Și cum se finalizează această încăierare între om și Dumnezeu, e cu acea lovitură la nervus sciatic, la închetură, din care el șchiopătează toată viața lui pe care o mai trăiește pe pământul acesta, fiind o prezență vizibilă cu tremurătoare a harului care zdrobește și mântuiește în același timp. Și toată lucrarea asta se produce printr-o singură întrebare. Asta e vârful de lance. Care ți este numele? Păi atât de habarnist era îngerul că nu știa cum îl cheamă pietul om, Iacov? Da, eu să la cel ce ține de călcâi. O viață. Am încercat să iau fața fratelui meu. Să fiu cu ceva înaintea lui. Zici, bă, dar cum? eu trebuie 20 de ani ca să ajungă la concluzia asta? Păi vedeți, cât de greu ne este să avem acces la adevărul cu privire la noi. La lucrurile alea importante, care ne definesc. Și un detaliu cu tremurătorii, că abia după momentul acesta, până în punctul acesta, Iacov spune, Dumnezeu de care se temea Isaac. Ăsta e momentul în care spune, El Elohe Israel, Domnul Dumnezeul lui Israel. Ce înseamnă să te întâlnești cu onestitatea, cu Dumnezeu? Oare în ce fel mă lămurește pe mine, Roman 7? Cu ce anume rezonez eu din aceste intuiții practice? Nu știu cum înțelegeți voi cuvintele de la final, versetul 25. Dar există o traducere pe care vreau să o auziți, care merită amintită. Pavel zice, astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Ce spune? Pă, n-ai ce face. Resemnare totală. Astea sunt realitățile care domină. Cumva te duce cu gândul că, de fapt, nu scapi într-un fel din încăierarea asta. Dar traducerea asta surprinde frumos, care cred că este punctul spre care ne duce Pavel. Aceasta este concluzia spre care ne îndreptăm. Atunci când mă bazez pe resursele mele și încetez să depind de Dumnezeu, exact asta se întâmplă. Voi continua să recunosc în judecata mea autoritatea poruncilor lui Dumnezeu. Dar în gândurile și acțiunile mele, autoritatea păcatului dictează. Pavel nu spune că rămâi sclav, nu mai ai nicio șansă. Pavel nu contestă agonia, dar Pavel spune câtă vreme sprijinul tău este în altă parte decât în Hristos, nu vei avea nicio șansă. Legea atâță de mască condamnă răul din noi. De ce? Ca să ne poată da pe mâna mirelui nostru preiubit, Domnul Iisus Hristos. Legea te ține captiv, nu te face liber. Doar Hristos are puterea de a frânge legăturile păcatului și ale morții. În concluzie, deslegați de lege, ca să fim ai altuia. Dacă ai reținut doar expresia asta, e suficient din textul de azi. Dezgoliți în fața legii, ca să vedem păcatul, disperați, ca să gustăm bunătatea sa. Roman 6 -8 ne rezervă un parcurs nebănuit. Trebuie să treci prin logica morții, dacă am murit împreună cu el, cu siguranță, ne așteaptă o viață nouă. 2. Logica obișnuinței. Trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabele neprienirii. 3. Logica disperării. Roman 7 și Coștorul lui Dumnezeu, duminica viitoare vom auzi despre logica puterii. Ce înseamnă ca un om să fie locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această încăierare? Haideți să închidem ochii în rugăciune, conectându-ne cu ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu în această dimineață. Orice alt sprijin în afara lui Hristos nu face decât să înrăutățească lucrurile în lupta cu păcatul. Nici legea, nici educația, nici voința puternică, nu reușesc să frângă puterea acestei legi care operează în mădularele mele, zice Pavel. Legea ațâță, demască și condamnă răul din noi ca să putem deveni ai altuia. Până la urmă, soluția nu este atitudinea obsesiv-compulsivă, atașamentul bolnăvicios, nici revolta, ci libertatea, eleganța, disperarea salvatoare, dacă vreți. Libertatea creștină este rodul predării, predării noastre, iubirii sacrificiale a lui Hristos. Însă, nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ce-ar fi să ne amintim mai des, zilnic, cui aparținem de fapt? Ce s-ar întâmpla dacă i-aș preda lui viața fără rezerve chiar azi?